lo sa neri, vale. Dai. Dobre Miro! Duraj, druhá tíč, celé! Pozor na to! Thank you.
al amigo. Dai,
Thank you.
Dobre, nedá komu, nedá komu. Dobre, je tu tam plné, Martin. Za sebou to bolo v poriadku. Ale skončí, nedá komu v prihrávku. Uravé tie lopty. Uďo. Dobrá, tam musí ísť. Musí byť nachystaný. Vysoko, to je nič! Sorry.
Facciamo ci stare a mettere tutto il pugno!
Thank you.
Tak, tak, neodpovedám Puďo, to je ono. Cum a fost primul meci cu echipa din divizia după atâta vreme? Cum să zic? Bine, păi că am pierdut. Oricum e un meci de pregătire și important să punem la punct anumite automatism. Au fost lucruri pozitive. Este o echipă nouă, pe cum se știe, și încercăm să construim și să găsim relații de joc. Sper să progresăm ușor, ușor și să ajungem să marcăm mai multe goluri. Înțelegeți ca și transferat la Napoli? Nu, în momentul de față încă nu mai puneți întrebarea asta, o să așteptăm să vedem cum o să decurgă lucrurile. V-am spus, sunt anumite aspecte în partea cealaltă la Geneva. Situația e blocată. Eu sunt aici, mă pregătesc, mă antrenez și
Rămâne de văzut cum o să decurgă lucrurile într-un viitor apropiat. Există vreo problemă din punct de vedere al legislației fotbalistice, că tu ai jucat într-un amical cu Poli în timp și ești sub contract cu Servet? Nu știu să vă spun exact, oricum pentru mine e important să joc, să acumulez și eu meciuri, pentru că vin după o anumită perioadă de pregătire, e important în perioada asta să joc și eu, să mă obișnuiesc cu ritmul de joc și acum o să vedem, nu știu, am discutat cu Ursi acolo, nu cred că sunt probleme, rămâne de văzut, oricum în momentul de față acum este o echipă și să încearcă, din câte am înțeles, să readucă jucătorii care au plecat și care nu au semnat în altă parte și campionatul bate la ușă și acolo. Când crezi că poți ști dacă semnezi cu... Cred că mâine sau poimine o să aflu, eu știu, sau săptămâna viitoare, nu știu exact. Oricum, în părtare, eu gătesc. Cum te-ai simțit în joc? Bine, bine, bine. Ovidiu Petre, bine, Caramarin, e totuși importantă pentru bine, bine, ok. Mai e mult, oricum trebuie să mai recuperez cu pregătirea și să ajung la un parametru mai înalt. Da. Cehii puternici, bine, în locul cehii, 3. Nu? În locul 3, n-am știut. O echipă solidă, din punct de vedere. Și, de fapt, suntem obișnuiți cu ei, nu? O echipă foarte bine credită fizic și joacă pe angajament, deci a fost un test util. Cum a fost revenirea pe la echipă? Nu mă puțin, așa cum se vorbea. Mai stâmpă. Grat. Da, grat. Cum a fost revenirea la echipă de divizie? Da, pentru mine a fost puțin mai grea, pentru că am avut o mică răceală și nu a fost așa la atitudinea forțelor, dar bine că am reușit să joc, păcat că am pierdut. Sperăm să continuăm seria meciului ăsta micale, dar să avem rezultate mai bune. Jocul? Nu știu, a fost foarte, m-am pierdut, zic eu, pe niște atenții de ale noastre. Dar puteam să terminăm măcar la egalitate. În continuare, ce poate să urmeze? Gândi de egalitate jocului? Nu, totul zic eu că să mergem bine. Nu, noi încercăm acum să facem niște relații de joc și în timp să le punem la punct pe toate. Adversarii au fost ce? Au fost ce, nu contează adversarul, nu e important să ne facem treaba pe teren. Ce